Probabil că el este unul dintre cei care știe cel mai bine cum este să te vinzi. Dumitru Talmazan oferă sfaturi celor care doresc să-și inițieze sau să-și dezvolte propria afacere pe rețelele de socializare. Dar mai multe detalii o să ne dea chiar el, cel care stă cu telefonul acolo în culisele emisiunii. Filmează orice, nu rog, vine, vine, vine. Salut, salut. Bine ai venit. Canapeaua noastră îți aparține. Un loc, două, cât e? Așa? Okay. Așa, asta e el. Așa. Salutare. Salutare. Stai să-l opresc, îți dă-se mă. Filmez prea multe. Trăiești fără telefon? Da, weekendurile. Știi că am un detox întotdeauna în weekend. Și luni când vii la lucru, ți-e greu să faci primul story. Nu știu dacă ai așa senzație, când desori nu faci, și pe urmă... Dar despre ce-ți fac? Poate nu trebuie. Mm-hmm. Dar pe urmă revii la realitate și spui că trebuie. Ei, uite, Instagramul, dacă înainte era doar despre postări și fotografii, acum îți oferă o varietate mai mare de metode de a te promova. Oamenii nu prea cred în puterea stories-urilor. Ce crezi tu despre ele? Eu cred că stories-ul este o revoluție, ca tare. În sensul, știi, faza cu stories-ul este că tu, când începi să faci stories-uri, e foarte greu, pentru că doar 15 secunde. Acum eu am făcut un update, dacă ții butonul mai mult, pleacă mai departe și te expui gândul. Dar înainte eram exercițiu tare fain, că tu, știi, două luni de stories-uri, începi să te exprimi mai repede, concret, mai clar și concret la temă. Bună ziua, 15 secunde, click aici, swipe up, click, hop, cumpărați. Respectiv, eu cred că stories-ul este o formă mega eficientă. Stories-ul este o formă prin care noi avem omul în palmă. Și el are capacitatea să ne transmită emoția și asta e mult mai conversional decât, pur și simplu, o postare long read sau o postare de publicitate. Deci cei care nu fac stories, ei nu au drept să se expună, iar cei care fac stories înțeleg valoarea. Deci asta. Câte stories-uri pe zi ar fi bine să postăm? Pentru că eu văd la unii oameni pe care urmăresc punctișoare. Eu nu am atâta răbdare. Faci așa, hop, și duci mai departe. Și te duce mai departe. Dar uite, care este media, numărul de aur? Am o filosofie vis-a-vis și stories-uri și de postări chiar. Pentru că una din întrebări este câte postări trebuie pe lună, pe zi, pe săptămână. Conceptul meu de gândire este următorul. Ai ce spune, spune, n-ai ce spune, taci. Respectiv, eu ca persoană care am o audiență care mă privește în zona de business, în zona de social media, eu înțeleg că... Dacă 200 de stories pe zi, înseamnă că eu nu lucrez. Asta unul. Pentru că mulțumim la 15 secunde. Ceasurile care le-a fac, numai care au ajuns, dar care nu știi care, câte s-au filmat. Câte dublă asta. Respectiv, noi înțelegem că, de obicei, nu știu, se spune că minim trebuie să faci 3-5 stories să fii. Pentru că este așa o chestie la rețelele de socializare. Dacă tu nu ești în contact cu oamenii, tu dispar din vizorul lor. Respectiv, dacă vorbim de postări, pot fi în Instagram, hai, una pe zi, se zice. În Facebook, două în vacanțe, vă zic eu. Că ai prea mulți poze și nu poți ține în mâini să nu pui mai multe. Știi, când vă poze din vacanțe, atunci ai șansă mai mare să fii blăstămat. Știu, știu. Mai ales dacă iarna te odihnești undeva unde e cald. La cald și la bine. Respectiv, în Facebook ar fi să postezi vreo 2-3 postări pe săptămână, dacă ești business. Dar, per general, firul roșu este reason why. De ce? De ce eu trebuie să postez? Dacă eu acum sunt aici cu tine și noi facem un stories, are sens. Eu spun hello, hello, hello și tot asta are sens. Dacă eu pur și simplu mă trezesc și eu merg, eu vin, eu cad, puțin probabil. Da, un fel de bună dimineața Instagram. Da. Cam... da, bună dimineața, bună seara. Și nică valoare. Oamenii acum foarte mult pun accent pe valoarea content. Adică încărcătura ta emoțională, încărcătura de context, adică pur și simplu să spui gânduri, e un exercițiu care îl sugerez să-l facă la început. Și deseori oamenii când încep să fac stories-uri, Instagram, comunicare, ei compară cu cei care îi privesc. Și cel care îi privește așa bine, vorbește așa, are și conținut și decorațiuni diferite, dar la tine tătă-i sur. Pentru început, spate început așa. Adică e un exercițiu care trebuie să înțelegi că tu pe parcurs înțelegi să simți audiența ta. Ai făcut o poză în care zâmbești, vezi, are mai multe like-uri. Ai făcut o poză unde cu mâncarea, vezi că n-ai niciun like. Înseamnă că ei n-au nevoie de mâncarea ta. Și ajustezi, dacă te gândești la cel care stă pe... Tu ce părere ai? Nu ți se pare că este fals mult ce este pe Instagram? Este o preamărire a realității și o idealizare a formelor fizice. Uite, oamenii care mi privesc acum,
ei posibil ar crede că eu sunt frumușel. Dar știți că voi filmați prin Full HD. Lumină bună, lumină bună, tot ok. Respectiv, Instagram este și despre asta. Eu cred că noi prin rețele de socializare avem șansa să ne arătăm așa cum vrem să arătăm. Asta cu siguranță. Însă, pe termen lung asta nu ține. Dacă tu în interior ești gol, ești nimic, da, tu poți să ai o fotosesiune și sunt tare des ori să apar chestiile astea în care fetele, să nu facem acum, și băieții fac fotosesiuni tematice. Și tu când vezi, dar dacă și când te trălești, și atunci pleacă vorba și nu trăiești. Adică pe termen lung, dar viața noastră e pe termen lung. Mai mult ca atât și după viață trebuie să rămână ceva. Dar după Instagram, ce va rămâne? Pentru că, iată, Facebook-ul a fost mega puternic până anul trecut mai un pic. Hai, un 10 ani a ținut bine Facebook-ul. Acum e în decădere, cel puțin în țara noastră, dar practic trendul este peste tot. Ce urmează după Instagram? Facebook nu e în decădere. Dacă eu o să fiu de acord cu tine, eu o să îmi pierd mâncarea, pâinea. Stimați prieteni, Facebook este în creștere, stabilitate în țară să fie. Ideea este în altceva. Facebook și Instagram sunt doar niște instrumente. Și frumusețea echipei lui Mark Zuckerberg este că ei se adaptează la dezvoltarea și necesitatea societății. Cu siguranță apare realitatea virtuală, cu siguranță. Cu siguranță apare posibilitatea în care chiar și Facebook are 360 camera a lor, care ei integrează cum pozele 3D, ai văzut? Faza când... Da, eu nu înțelegeam la început, bă, și mă doare capul, am băut pastile prea mult. Stop, nu mai filmăm. Prea mult am lucrat. Și în contextul ăsta, Facebook-ul va fi altceva, dar va fi. Nu va se va numi Facebook, va fi altceva, dar noi nu putem opri această mașină. Noi pur și simplu nu putem opri. Că deja am uitat prea da, mult. Da, noi suntem prea mult, prea multe, prea mult s-au pus în joc. După mine, dar eu sunt el și știi, dar dacă el mă aude, eu îl susțin. Mulțumim de suflet pentru discuția asta. Cred că la tema asta noi putem să facem 10 de emisiuni, da. Pentru că o urmărim și pe pagina noastră, crește ca pe drojdii, atât de Instagram și de Facebook. Și boda proste domnului Zuckerberg, că au inventat platformele astea care ne apropie. Știi, aș spune dar un gând, dacă îmi dai voie, faza vis-a-vis de business, faza vis-a-vis de rețele socializare. Din păcate, ele au intervenit o chestie că noi acum luăm asta ca marketingul de bază sau ca instrumentul de bază. Trebuie să ne gândim că asta este doar un instrument. Și gândiți-vă la oamenii care stau vis-a-vis de ecrane, vis-a-vis de telefoane și gândiți-vă că valoarea care voi o aveți, rețele socializare pot doar să o arăți. Ei nu pot să o creeze de facto. Deci aia, comunicați cu oameni, veniți, puneți mâna pe dânsi, vedeți că zvii, pentru că un pic plecăm în zona asta de virtual și ne pierdem ca identitate. Deci dacă o să fiți plini, dacă o să fiți puternici, punând o poză, oamenii doar să pui like, share, comment, asta faceți și cu conturile noastre, le ludăm, pentru voi. Mulțumim, așa, ne-am mai făcut cu vreo câțiva urmăritori.